Întâi mai muncitoresc a fost sărbătorit de către mai mulți membri ai sindicatului cadrelor militare disponibilizate cu proteste în București. Două autocare pline cu aproximativ 100 de sindicaliști au luat drumul capitalei la prima ora dimineții, aceștia fiind doritori să-și recâștige statutul, dar și drepturile bănești pierdute. Înarmați cu pancarde cu mesaje care mai de care mai incisive, vuvuzele și multă dorință de a se face auziți, protestatarii din toată țara și-au dat întâlnire în Piața Victoriei. Da. Să pinge ultimul ciuman! Roberta, că i-a dat pachete în continuare! Lasă-ne dea, să mai aibă de da. Traiane, să conduci azi un guvern, poți să fii și copilot. Dar când tu distrugi o țară, ești ori prost, ori idiot. Acum mergem într-un meeting pentru a arăta că societatea civilă s-a coagulat în jurul sindicatului cadrelor militare disponibilizate. Este un meeting prin care dorim să arătăm că societatea civilă reprezintă o forță de care cel puțin viitoarea guvernare trebuie să țină cont. Nu vrem un răspuns concret. Acest răspuns se va realiza atunci când noua putere va semna contractul social pregătit și pus la dispoziție de Consiliul Național al Societății Civile, care trebuie să se regăsească în viitorul program de guvernare. Mergem să demonstrăm pentru drepturile care ne-au fost luate și să susținem societatea civilă, care dorește altceva decât a fost până acum. Despre ce drepturi vorbim? Noi vorbim despre drepturile noastre de pensionari militari, care ne-au fost încălcate, drepturile respective au fost încălcate, și dorim să revin la ceea ce am obținut de-a lungul anilor. Am văzut că aveți caricatura domnului Băsescu în mână. De ce anume? Păi, în primul rând, e prietenul nostru, fiind ofițer, deci a fost ofițer, și și-a bătut joc de statutul cadrelor militare. Un om care a fost ofițer foarte mulți ani, nu-l mai putem considera un coleg de-al nostru. Și de aceea noi dorim să lase pe alții ca să vadă de țara asta. Pensiile. Eu, de exemplu, sunt unul dintre cei care am primit în acest an 6 decizii de revizuire. Deci mai mult decât una pe lună. Ceva care n-am mai auzit de așa ceva până acum în niciun stat de drept. Asta înseamnă că pensia a scăzut cam cu cât? A scăzut, nu are importanță atât de mult cu cât, are importanță faptul că a scăzut, că noi am fost umiliți, că noi am fost considerați cu pensii nesimțite, iar la unii dintre noi au mărit, s-au produs niște dezechilibri care nu sunt corecte din punct de vedere al sistemului militar. Protestul era programat să se desfășoare de la 10 la 14:30.